Pandemia a lăsat în mintea noastră a tuturor urme adânci. Cele mai des întâlnite sunt sentimentele de frică, spun psihologii. Deși vorbim de sfârșitul pandemiei de coronavirus, specialiștii spun că ne confruntăm cu o pandemie de ordin anxios și depresiv, lucru la care se așteptau. Frica, agitația permanentă, neliniștea sunt principalele sentimente care îi aduc pe mulți oameni în cabinetul psihologului. Starea de insomnie, tot cumulul ăsta de întrebări, gânduri foarte multe și care mă copleșesc la un moment dat și nu mă lasă să dorm, și o lipsă de concentrare, nu pot fi atentă nici la serviciu. Îmi este teamă să merg la părinți ca nu cumva să fiu infectată și să le cauzez și lor probleme. Nu mai am aceeași dinamică, afirmă o tânără. Medicii atrag atenția că anxietatea nu trece de la sine. Semnele că o persoană are nevoie de ajutor sunt problemele cu somnul, dacă slăbește foarte mult sau mănâncă în exces, pulsul crescut sau un tremur în corp sunt alte semne de anxietate. Numărul pacienților care ajung în cabinetele psihologilor s-a dublat în ultima perioadă și luăm exemplul unui psiholog care înainte de pandemie avea 50 de pacienți pe lună, acum are 100, iar 75% dintre ei suferă de anxietate.